O neam necredincios, până când voi fi cu voi? Am dat explicația. Și iată ce spune tatăl mai departe, că de multe ori îl aruncă în foc și în apă ca să-l piardă. Și în clipa în care spune acest lucru, tatăl simte nevoia să-i pună întrebarea lui Iisus, cum o pune și omul aspovedit. Părinte, puteți să-mi dați un canon ceva pentru copilul meu să se îndrepte? Puteți să-mi dați un canon pentru fata mea să se îndrepte? Puteți să-mi dați ceva pentru copiii mei să se liniștească? Puteți să-mi dați o rugăciune să fie mai blânzi, mai blajini, mai normali, mai firești, mai înțelegători? Să se roage și ei un pic, să fie un pic mai credincioși? Și preotul spune, da, vei citi asta și asta și asta, Dumnezeu nu lucrează așa. Iată-l pe Dumnezeu pus într-o postură de a fi de data aceasta justițiar și categoric. De poți crede, auzi ce îi spune lui Tatsu, pentru că și ăsta dădea pe afară de credință. De poți crede, spune mai departe, toate sunt cu putință. Deci, de poți crede, toate sunt cu putință. Deși mai avem o variantă la alt evanghelist, unii întreabă așa, crezi tu că eu pot face aceasta? Vedeți o altă formă, mai categorică, mai directă. Aici Marcu este un pic, v-am spus, el este un tip foarte stilat. Acest evanghelist nu pierde vremea în narațiuni. El spune doar atât ce-o vrut să vadă. Fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iată, pentru prima dată întâlnim cuvântul milă și ajută-mă. Deci de unde înțelegem că Dumnezeu este milostiv și ne poate ajuta. Dar asta vine din partea Tatălui. Adică, dacă o luăm în societate la ce se petrece în fazele vieții noastre pământești, oricui se face milă de un om suferind, oricui se face milă de un om în necaz și oricui se face milă și la medic, dacă te duci și ai un copil bolnav, automat te-ai atașat de medic și împreună începi să găsești soluții și îți promite și mai se uită într-o carte și mai cercetează și el și mai întreabă pe altul și caută să-l vindece. Cu atât mai mult Iisus, care era Dumnezeu, dar l-a întrebat, poți crede tu, căci dacă crezi, toate sunt cu putință celui care crede. Deci iată, încă o dată, ni se descoperă clar că nimic nu vine afară de credință. Chiar și Dumnezeu, deci aici vreau să țintesc, eu de fapt mă interesează, nu găseam sensul și îmi tot frământa mintea. Că tu poți să știi că lucrurile se pot rezolva, dar dacă tu nu crezi, nu se rezolvă. De aici este un răspuns la foarte multe probleme ale dumneavoastră când veniți și spuneți odată, părinte, am dat pomelnic și aici, am dat și în altă parte, am dat și dincolo, am dat și în cutare loc, am trimis și în cutare loc. Domnule, niciun semn. Acel niciun semn este semnul de necredință din tine, care în momentul când te-ai hotărât să dai din mai multe părți, tu te-ai gândit așa, băi, dacă aici n-a avea putere să roagi, da, îți dau și dincolo, ei dau și acolo, da, dacă am dat și acolo, ei dau și dincolo, că dacă cumva nici ăla n-are, adică din start se vede, că în momentul în care te-ai răspândit, din start ți-ai luat maja minții tale, nu a lui Dumnezeu, las că dacă dau din mai multe locuri, e ca la ghici, alba neagră, n-o fi aici, o fi dincolo. Nu, nu-i nici, dacă nu-i nici aici, nu-i nici acolo. Iar dacă e aici, ai pistit tot. Când eram mai tânăr în duhovnicie, eram mai implicat, folosesc termenul mai implicat, că poate câteodată chiar eram mai atașat de câte o problemă. Se rezolva problema respectivă și după o vreme nu-l mai vedeam pe omul ăla pe la biserică. Când se întâmpla și venea altă belea, mă trezeam cu el la biserică. Eu îl cunoșteam, că dacă îl văzusem, și azi am văzut pe cineva care nu fusese de vreo 5 ani, el nu m-a observat, dar eu l-am observat, imediat mi-a sărit în ochi. Ei, și spunea, părinte, mă mai țineți minte? Nu te țin minte. Știți, eu scutare, cutare. Da, se poate, zic, aici vine multă lume. Dar, de fapt, ce vrea omul să scoată în evidență?
Părinte, eu am nevoie de madama ta, trebuie să mă ajut, trebuie să ne rugăm, trebuie să rezolv cu tare problemă. Ei, el era implicat, dar eu nu mai eram implicat. De ce? Pentru că nici data trecută, când Dumnezeu chiar s-a implicat în problema ta și a rezolvat-o, tu ai uitat că într-o miercuri se mai postește, ai uitat că într-o vineri se mai postește, ai uitat că într-o duminică e bine să te duci la biserică, doar nu trebuie să vii în același loc, te duci oriunde. Ai uitat că trebuie să mai citești într-o carte sfântă, ai uitat ce e la un paraclis la Maica Domnului, ai uitat ce e o rugăciune de dimineață. Deci, asta îl enervează pe Dumnezeu. În clipa când constată că tu nu știi să... Unii oameni au sensul lor de a gândi și el nu e rău, dar e folositor. De exemplu, eu am spus la foarte mulți oameni acest lucru. Până nu o să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru un lucru, nu o să te ajute a doua oară. Cei mai simpli sau cei mai normali spune așa, părinte, uitați aici un pomenic de mulțumire că am rezolvat o problemă. Da, aia e forma văzută a lucrului mulțumesc. Dar forma nevăzută a lucrului mulțumesc, știți care este? Este tocmai cea din spatele mulțumescului, când te-ai dus acasă și te-ai pus la rugăciune. Nu spui întâi, Doamne, mai ajută-mă, iară, mai dă-mi, iară, mai fă-mi, iară. Doamne, îți mulțumesc că atunci ai avut grijă și m-ai ajutat și apoi începi rugăciunea pentru o nouă cerere. Adică mulțumirea nu-i faptul că ai dat tu pomelnicul de mulțumire și gata, ți-ai rezolvat problema. E ca la ghișeu, știi? Ia banul, dăm ștampila, na banul, dăm timbru, ia banul, dăm hârtia. Nu! Deci, tu trebuie să fii într-o permanentă mulțumire, de aia și rugăciunea să împarte, de cerere, de laudă și de mulțumire. Deci, întotdeauna trebuie să-L împletești. Când spui slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție, îl lauzi. Când spui Tatăl nostru, îi semn că îi mulțumești, pentru că El ne dă pâinea cea de toate zilele și existăm ca oameni, El ne-a creat, și apoi îi cere, aș mai vreau eu pe aia, sau aș mai vreau pe aia, sau aș mai vreau pe aia. Pentru că în momentul în care noi uităm această formă simplă actului de credință, mulțumirea față de Creator, și o să mă întrebați care e mulțumirea față de Creator. Cum își arată soarele mulțumirea față de Creator? Prin strălucire și căldură. Cum își arată lumina, luna, cum își arată mulțumirea față de Creator? Prin lumina care o răspândește noaptea, nici măcar nu e împrumutată de la soare. Cum își arată stelele mulțumirea față de Creator? Sclipesc și se plimbă pe cer, după cum îi porunca, legea pus și n-o vor trece. Cum își arată cerul mulțumirea față de Creator? Prin albastru frumos care te uiți și nu te mai saturi de privit. Cum își arată văzduhul mulțumirea față de Creator? Prin norii care trec și mai plouă și udă pe aici, pe colo, pe dincolo și își fac treaba lor, prin adierea vântului. Cum își arată natura mulțumirea față de Creator? Prin flori, prin parfum, prin foșnet. Deci totul e o rugăciune permanentă. Singurul loc unde lipsește rugăciunea e inima omului. Pune-l pe orice om și mă mai întreabă câte unii. Părinte, dar mie nu mi-ați dat canon. Dar zic, ce canon vrei să-ți dau? Da, dați-mi ceva să citesc. Dar eu nu-ți dau să citești, eu îți dau să te rogi. Deci, noi trebuie să învățăm să ne rugăm, nu să citim. Pentru că noi ne atribuim calea rugăciunii ca o cale de obiectivitate obligatorie. Ești la magazin, trebuie să stai de la 7 la 4 sau intri la 4 și ieși la 12. Ești la spital, intri la 7 și ieși la 4 sau la 3 când e de ieșit. Nu. La rugăciunii nu ieși niciodată. Dacă mergi pe drum, ești în rugăciunii. Dacă mănânci, ești în rugăciunii. Dacă speli, ești în rugăciune, dacă lucrezi la calculator, ești în rugăciune, dacă ești la servicii, ești în rugăciune, dacă dormi, ești în rugăciune. Permanent. Deci toate sunt o rugăciune. Și unii cred că dacă nu te-ai pus neapărat în genunchi sau n-ai aprins lumânarea, nu, ai rugăciunea oficială. Este forma văzută, elementul tradițional a ceea ce se numește sfânta și dumnezească rugăciune. Dar rugăciunea înseamnă așa, să tragi plapuma până la bărbie, să privești cu ochii în tavan în întunericul nopții și să vorbești cu Dumnezeu. Și te fură somnul deodată. Și în loc să visezi erotisme, visezi biserici, flori, sfinți, nu râdeți, sunt lucruri care se întâmplă firesc. Deci,
Asta arată comunicarea cu Dumnezeu. Asta arată că tu ești în legătură cu Creatorul. Nu ți este frică noaptea. Ați văzut, cei mai mulți oameni se plâng de atacul de panică sau de depresie. Oare de ce pot să vină aceste boli care atacă direct mintea? O minte bolnavă, o minte murdară, o minte fără Dumnezeu, o minte trăsnită de idei trăsnite, o minte atinsă de vicii, devine vulnerabilă și atunci apare întâi mânia, furia, iuțimea, apoi apare panica, apare frica, apare depresia și în cele din urmă schizofrenia. Sunt plini spitale, dar de specialiști nu. De ce? Pentru că noi nu avem specialiști pe măsura mâniei drăcești. Noi avem specialiști pe măsura milei dumnezeiești. Dacă un doctor, mă uitam într-o zi, asta chiar m-a uimit de tot, mă uitam la un transplant de inimă, n-am văzut niciodată și nici prin cap nu mi-a trecut. Cineva mi-a zis, vrei să vezi live un transplant de inimă, cum se face? Filmat de științele astea medicale. Pur și simplu să vezi cum un om e pus pe o masă și cum se scoate inima din el și se ia altă inimă din altă parte și se coase acolo și se lucrează, mă rog, cât a durat o oră și ceva cât era bucata filmată. Și ce interesant dacă i s-a dat omului atâta putere încât să schimbi piesă cu piesă într-un alt om, rinichi, inimă, ficat, stomac sau ce se mai poate schimba, că sunt atâtea organe în om. Și mă gândeam cât de mare e Dumnezeu și-o arăta pe inima aia nouă care stătus acolo într-un bulgări de gheață sau nu știu în ce era păstrat într-un vas steril, în momentul când i-o dat șocurile alea electrice, cum pornea și cum s-a agita ea din nervoasă acolo, până ce-o pus-o la locul ei acolo, unii locul ei și-o cusut omul la loc. O minunăție! Ei, astea sunt numai daruri divine care depășesc limita minții umane. Dar noi nu vrem să ne încărcăm limita minții umane cu lucruri constructive. Cei mai mulți oameni, dacă îi întreb, știu bancuri. Cei mai mulți oameni, dacă îi întreb, știu glume porcoase. Cei mai mulți oameni, dacă îi întreb, știu cântece porcoase. Cei mai mulți oameni știu apropouri porcoase. De ce? Pentru că viața este pe măsura târlei în care trăim, indiferent că e socială, că e urbană sau rurală, că înainte se spunea așa, vai, că viața la sat e mai... Viața la sat e mai autentică. Nu e nimic autentic. Are și satul panorame și oameni ticăloși și străcați cu ghiotora. Ba din contra, poate în pustiul orașului între patru păreți mai găsești câte un om sau câte o bătrână cu saltirea în mână, exact ca în pustii, ca la mănăstire. Pentru că ce se întâmplă? Satana a intrat peste tot și pe toți îi trântește. Deci îi scutură și îi zghihui și îi scrâșnește și îi izbește și îi distruge pe toți. Dar... ce spune Iisus? Dacă poți crede, deci vezi că nu-i dat oricui să poate crede. Unii preoți fac marea greșeală, poate că am făcut-o și eu vreodată, că câteodată mai mă adresez cuiva și zic, hai băi, dar chiar așa de slab ești, ce așa greu, ce nu poți? După un timp și după o vreme, deci nu o mărturisire sinceră, ci o stare trăită, într-adevăr, mi-am dat seama că sunt oameni munciți despre care noi nu ne dăm seama. De-aia spune că duhovnicul ar trebui să fie omul care se luptă cu duhurile și le discerne. Trebuie o mare discernere să înțelegi duhurile și să le discerni. Deci nu este o glumă la adresa duhurilor. Deci, el nu spune din răutate sau din lene sau din comoditate. El chiar nu poate. Deci, pentru omul ăla chiar trebuie să te rogi, pentru omul ăla chiar trebuie să pui genunchiul la rugăciune, chiar trebuie să pui părticică, chiar trebuie să zici ceva către Dumnezeu ca să poată să-L izbăvească. Deci, noi nu realizăm ce înseamnă, aici e chestiunea despre care vorbește Hristos, că dacă poți crede, noi nu realizăm ce este starea din normalitate fiind normali. Dar noi nu realizăm ce e starea de anormalitate pentru că nu suntem anormali. Deci, am avut tendința uneori să judec și să calific. De-al încolo că e un om slab și din nimic, nu vreau să am de-a face cu el. Și după aia am revenit asupra ideii și am zis, da, dacă aș fi în locul lui. Adică, noi nu putem ști
Ce simte un om când nu-L are pe Dumnezeu? E o mare luptă. Și atunci, ținta numărul 1 este încercarea de a-L convinge pe om că trebuie să vină la Iisus. Este un început, eu am mai întâlnit, de exemplu, reproșuri când mi-au zis: a, părinte, eu am fumat o țigară și m-ați oprit din părtășit și ăla fumează permanent și i-ați dat o săptămână să nu fumeze și l-ați împărtășit? Da, ăla au plecat de la 3 pachete pe zi, tu ai plecat de la 2 țigări pe zi. La tine e un moft, la ăla e un cancer fumatul. Deja pe ăla l-a nenorocit fumatul, l-a distrus interior. Și eu trebuie să mă lupt ca el să înțeleagă cât de bine e atunci când nu fumez. Dacă el ține 3-4 zile, e o mare realizare, pentru că acolo e o luptă cu puterea răului și cu sinele lui, cu voia lui personală. Deci dacă poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Dacă poți crede, te stăpânești și de la vicii. Dacă poți crede, îl înțelegi altfel și pe Dumnezeu, să apropii și altfel de inima ta. Și iată-l, finalul de care vorbesc eu, că mai avem puțin până la urmă, tatăl începe să strige, deci ceea ce în termenul Scripturii e clar că l-a luat disperarea, dar i-a venit credința pe loc. Văzând ce mod de abordare are Iisus, vă dați seama că în momentul când a venit la apostoli, apostolii probabil fiind apostoli, spui, dar n-a spus prietenul nostru Iisus că în numele nostru lui vom scoate draci. Hai draci, ieși afară. E dracu, râs, nici nu i-o băgat în seamă. Văzând omul ce fel de abordare are Iisus, pe ce punct de vedere merge Iisus, a strigat așa, cu lacrimi: cred, Doamne, deci îl recunoaște și că e Dumnezeu, ajută necredinței mele. Deci, Doamne, de fapt nici eu nu credeam. Dar acum, discutând cu tine și văzând în ce mod pui problema, acum chiar cred că așa este. În momentul când omul a făcut acest gest necontrolat, poate suntem la rând, la cuvioasa Paraschiva, sau poate chiar aici în biserică, sau la orice altă biserică, și vedem o manifestare din asta necontrolată a unui om, din asta în disperarea lui, care poate strigă ceva sau se manifestă. Lumea ce face? Prima dată ciorchine acolo, zmelească ochii, să uite, să vadă, fără observator, nu-s valabile știrile. Și lumea a început să se înghesuie și să dea năvală. Deci, ce vă spuneam adineauri? Dar Iisus a fost înțelept. S-a adresat direct Duhului surd și mut și auzi că chiar a vorbit Duhului. Deci vezi ce înseamnă să ai puterea asupra Duhului? Să-i poți vorbi. Dacă facem o comparație simplă, banală, am să vă fac o explicație tot din lumea duhurilor. Sărbătoarea de ieri s-a chemat a bunei vestiri. Dacă un înger din cer a venit la o fecioară în Nazaret, nu intrăm în detalii, nu pe noi ne interesează punctul cheie. Și i-a spus așa: puterea celui preanalt va umbri și Duhul Sfânt va veni peste tine și pruncul ce se va naște din tine, Fiul Dumnezeu se va chema. Deci iată o altă formă de lucrat cu Duhul. Dar cine gestionează Duhul bun, Duhul Sfânt? Un înger. Deci automat Duhul Sfânt pleacă de la o putere curată spre o persoană curată. Ce are persoana curată ca să poată să-L atragă pe Duhul Sfânt? De ce îmi vorbești mie de lucruri care eu nu le știu? Nu știu de nuntă, nu știu de bărbat, nu vreau să fiu o înșelare ca Evi oricând și așa mai departe. Dar în momentul în care îi explică îngerul toată taina cerului, care nici el nu știa, așa au primit-o din cer, ce spune Fecioara Maria? Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Ce spune Iisus tatălui necredincios? De poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Avem reverso. Ce fel de tată este tatăl copilului și ce fel de mamă este mama copilului Iisus? Plină de Duhul Sfânt, binecuvântată ești între femei și binecuvântată e rodul pântecelui tău. Ce spune psalmistul David? A poftit împăratul frumusețea ta.
Ce spune Duhul Sfânt? Uită, fiică, poporul tău și casa părintelui tău. Stătuta împărăteasa în haine de aur, înfrumusețată și în lanțuri împodobite, adică virtuțile. Mă opresc, mai mult nu ne interesează. Deci am vrut să vedeți cum lucrează duhurile. Și iată-L pe Iisus, stăpânul duhurilor, care are puterea prin cuvânt. Acolo prin cuvânt se naște Iisus și aici prin cuvânt Iisus născut din cuvânt ceartă pe Duh și îi spune așa: îți poruncesc să ieși din el. Vedeți ce poruncă scurtă? Îți poruncesc să ieși din el. Care-i prima opinie în lumea noastră preoțească, în lumea noastră creștină, în lumea noastră ortodoxă, când auzim de problema duhurilor? Să o luăm logic. Articolul 1. Leagă-ți o ață roșie, poartă usturoi în buzunar, umblă cu o șosetă pe dos, poartă chilotul pe dos, ia o cămeșă pe dos, pune tămâie sub pragul căsă, pune busuioc sub pernă. Deci avem o mie de explicațiuni din astea parapopulare în care noi de fapt n-alungăm duhurile, ci strângem duhurile. Pentru că noi, în loc să spunem ieși și pleacă, atât. Doamne, poruncește-i să iasă și să plece. Și când ai făcut în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și ai luat uleiul de la mastru sau nafura și a gheazmă, tu n-ar mai trebui să ai treabă cu Duhul respectiv în veci.